Prima repriză a partidei academică Argeș Sport Club Bacău a fost dominată de gazde care au și reușit să deschide scorul repede în minutul 5 prin golul spectaculos înscris de Pușcaș. După pauză, oaspeții au fost mult mai activi în atac. Eforturile lor au fost răsplătite în minutul 72 atunci când au obținut un corner la un contraatac tăios. Centrarea din fază fixă a fost reluată cu capul în plasă de Losneanu, golul datorându-se și reacției târzii a portarului Piteștean. Din păcate, Sport Club s-ar fi mulțumit cu remiza și a făcut pas înapoi. A profitat de acest lucru Academica Argeș, care a ieșit din corz, iar în minutul 81 a trecut din nou în avantaj. A fost o gafă imensă a lui Adăscăliței, care a respins o centrare în propriul portar, iar acesta a evitat autogolul, trimitându-i mingea lui Chițu. Atacantul piteștean n-a avut de îndeplinit decât o formalitate pentru 2-1. Gazele nu s-au mai obosit să mulțumească adversarilor pentru cadoul primit. După meci, antrenorul băcăuan Cristi Popovici a pus această nouă înfrângere pe seama lipsei de experiență a jucătorilor săi. Ne-a lipsit probabil maturitatea pe care are echipa academică. Nu avem jucători care cu mare experiență să fie jucat prin ligile superioare, prin Liga 1. Ne-am precipitat, după ce am egalat am făcut puțin pasul înapoi. Cred eu că puteam astăzi obține un rezultat pozitiv, chiar și doar un rezultat de egalitate, pentru că am reușit să ne creăm multe situații de a marca. Din păcate nu am și reușit lucrul ăsta. Grație victoriei cu Sport Club Bacău, Academica Argeș a devenit nou lider al seriei 1 a Ligii Secunde. Piteștenii au beneficiat de surpriza furnizată de Rapid CFR Suceava la Voluntari, un 2-2, care până spre finalul partidei a fost chiar 1-2. FC Voluntari, echipa de pe locul 2, este viitoarea adversară a formației băcăoane pe stadionul Letea, sâmbătă 1 noiembrie de la ora 11.